Enes, remiză în Giulești 1-1, un punct important într-o partidă în care am dominat. Da, un meci foarte bun, greu, dar noi cred că am făcut un meci foarte bun. Păcat că n-am putut să marchez și eu să câștigăm meciul, dar noi luptăm în continuare și sperăm să facem bine. A fost acea fază în care ai driblat perfect, în care eu, reflexul lui Moldovan, te-a împiedicat să aduci victoria. Da, într-adevăr, am făcut-o bine, dar păcat că n-am putut să dau gol, dar asta e. Eu încerc să-mi fac treaba mereu și golul o să vină cu reușitele. Vrei să continui, să lupți în continuare și să demonstrezi că îți meriți locul în echipa Farului? Normal, asta e munca mea, munca la tuturor, trebuie să muncim în continuare și să arătăm ce putem pe teren mereu. Ce simte un tânăr jucător când joacă într-o astfel de atmosferă? Da, într-adevăr a fost o atmosferă foarte frumoasă, dar eu când intru pe teren nu mă interesează nimic, mă gândesc doar la jocul meu și atât mă interesează. Vine meciul cu Craiova, etapa viitoare, unde vă propuneți cu siguranță victoria. Da, normal, victoria este foarte important pentru noi și sperăm să facem bine și să luăm 3 puncte și să ne batem pentru titlul.